Păi, în primul rând, pentru că a fost o inițiativă venită din mediul privat sau, mă rog, ONG, asociație, deci n-a mai fost pe filiera asta clasică și am mai participat la astfel de workshop-uri, cursuri, e altceva, e o altă abordare. Vezi dintr-un alt punct de vedere, nu e numai conținut științific. Nu stă cineva și înșiră teoria pe care o pot învăța și singură sau o pot găsi și singură, văd foarte multe lucruri practice. Degeaba mă întorc eu la școală și îi spun copilului, uite așa se face așa, pe când dacă vin și pot să-i dau exemple concrete, care e finalitatea, pentru ce învățăm? Veșnica întrebare, doamna, dar de ce trebuie să învăț și asta? Uite, pentru că poți face asta. Deci, zic eu, cam asta a fost motivația reală. Am văzut că tot ce vine din mediul privat, din ONG-uri, din oameni care au lucrat în mediul ăsta, are o altă finalitate și poți să abordezi altfel problema. Cel mai mult mi-a plăcut vizita la WePatch, zic bine? Da. Mi-a plăcut mediul de lucru. Clar, este cu totul alt concept. Eu vin din provincie, la noi nu găsești așa ceva. Da? Am auzit, am văzut pe la televizor, am văzut, dar n-am, nici acum n-am trăit, dar oricum, ducându-te acolo și am petrecut câteva ore la ei, am văzut că este altceva, se poate și altfel. Și îți dai seama că nu trebuie neapărat să te gândești la un loc de muncă ca la ceva la care te duci așa constrâns sau, na, mă duc, îmi trebuie bani, mă duc pentru... Deci e total diferit despre ce știam noi despre un loc de muncă. Toată lumea își închipuia că programatorii, indiferent de domeniul pe care lucrează, sunt niște oameni care stau așa niște în fața unui calculator, toată ziua, asta e viața lor. Și când te duci acolo, îți dai seama că nu, sunt chiar mai umani decât ți-ai putea închipui. Da, acum, eu sunt dirigintă la o clasă de gimnaziu în prezent. Am câțiva copii, puțini adevărat, care au descoperit partea asta de programare și au inclinație și aptitudini, știu și matematică, deci s-ar putea orienta acolo, dar mult mai mult interacționez cu copiii de liceu, avem clase de tehnician media, unde avem și copii bunicei care ar fi putut să intre la Mate Info, dar din anumite motive, media n-a fost suficient de mare, au ajuns la noi la tehnician media, dar nu și-au abandonat pasiunea pentru programare, pentru informatică, pentru gaming, pentru tot ce presupune domeniul ăsta. Și deși am o oră pe săptămână doar de TIC, trebuie să mai rămânem un pic în pauză, să mai rămânem după ore. Am început să dezvoltăm și proiectul acela cu robotica și am luat și un premiu frumos la Cluj, am fost pe locul întâi la un concurs european și atunci, chiar dacă în liceul meu nu se predă informatică la nivel de programare, ne ocupăm foarte mult de copiii care pot și vor să-i... Ce am văzut aici, cu ce fac copiii la robotică, chiar dacă noi facem roboței fizic acolo, tot avem nevoie și de roboței pe care i-am văzut la Societe Generală. Adică am auzit de multe ori, wow, deci este ceva wow pentru mine și
vii și înveți ceva și, nu știu, nu găsesc acum cuvintele, dar și profesional și emoțional pleci încărcat și îți dai seama că nu muncești în zadar. Adică, bun, eu nu fac mare lucru pentru partea asta de programare, dar pot să direcționez copilul prin ce învață el, că și ticul pe care îl facem noi la școală este foarte util, de exemplu, la cei care lucrează în societate generală, pe care l-am. Și atunci ai deschideri. Nu înseamnă că dacă tu nu faci programare la clasă, nu faci informatică sau nu ai ce să le oferi copiilor tăi. Pe de altă parte, la cei care sunt pasionați de jocuri, acolo chiar s-au deschis așa, parcă te-a luminat cineva și ți-a spus, uite măi, dacă se joacă și e pasionat, nu înseamnă că nu e în stare să facă nimic. Poate să-și valorifice pasiunea asta pentru... Tot timpul punem etichete pe copiii care pierd nopțile, care... Și s-a dovedit că nu e chiar ok. Adică, clar nu e ok, pentru că nu e normal să pui o etichetă pe un copil.